Jurnalele RTT. Știri la fix. Dacă școala va începe în condiții normale, elevii Colegiului Național Unirea vor putea merge încă din prima zi în sediul renovat al școlilor din centrul istoric. După ce constructorul spaniol care a câștigat licitația a dat faliment și a creat mari dificultăți municipalității și conducerii școlii, firma de construcții Arial Brașov și-a respectat termenele și lucrările au avansat conform graficului. Astăzi erau pe șantier 43 de muncitori care lucrau atât la fațadă cât și în interior. În sălile de clasă și pe holuri, activitatea era foarte intensă. Unii dintre muncitori puneau parchetul, alții montau grezia și faianța, unii montau corpurile de iluminat moderne, totul conform proiectului. Eu sper să recuperăm cu echipa care o avem acum la lucru acest decalaj și să fim, dacă este posibil, atunci când va începe școala, sperăm noi în condiții normale, să avem această lucrare la final, așa fel încât elevii să poată să revină aici la Unirea într-o clădire nouă. La subsol a început să fie amenajată o sală de sport, iar vechea centrală a fost dezafectată și înlocuită cu una nouă, pentru care s-a construit o cameră specială la parter. Clădirea va fi eficientizată din punct de vedere termic și va exista un lift pentru persoanele cu dizabilități, care a fost comandat și trebuie să sosească săptămâna viitoare. Băile sunt dotate cu instalații sanitare cu senzori, extrem de utile în această perioadă de pandemie, iar peste tot vor exista senzori de fum pentru prevenirea incendiilor. Firma care lucrează la reabilitarea clădirii are stabilit graficul pentru următoarele săptămâni până la începerea anului școlar. La etajul 2 avem undeva la două săptămâni să finalizăm, mai puțin partea de lift și partea de logii. În același timp, tot în aceste două săptămâni, ne apropiem și cu etajul 1. Da? În a treia săptămână vom intra pe parter, iar în a patra săptămână vom intra la subsol, în paralel cu liftul. Se va monta și un lift pentru persoane cu dizabilități. Potrivit constructorului, în 4 săptămâni lucrările vor fi încheiate, iar școala va avea o față cu totul nouă, gata să îi primească pe elevi dacă evoluția pandemiei va permite acest lucru. Aceasta înseamnă că elevii exilați până acum pe strada Cocorului vor putea reveni la vechiul sediu al Colegiului Centenar, cu o importantă încărcătură istorică. După capitală, județele Brașov și Argeș au cel mai mare număr de noi îmbolnăviri de COVID-19. Până marți 4 august, pe teritoriul României au fost confirmate 55.241 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dintre care 3.322 în județul nostru. 28.006 pacienți au fost declarați vindecați, iar 2.057 dintre aceștia sunt din județul Brașov. La nivel național, 5.136 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare. Față de ultima raportare, au fost înregistrate 1232 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, dintre care 95 în județul nostru. Distinct de cazurile nou confirmate în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 712 persoane au fost retestate pozitiv. 18 dintre acestea sunt în județul Brașov. Până marți au decedat 2480 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, iar 119 dintre acestea sunt din județul nostru. În intervalul 3 august, ora 10, 4 august, ora 10, au fost înregistrate 48 de decese ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus. Pacienții, 31 de bărbați și 17 femei, erau internați în spitale din Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița, Năsăud, Brăila, Brașov, Caraș-Severin, Dâmbovița, Galați, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mehedinți, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Vrancea, Ilfov și municipiul București. Un deces a fost înregistrat la categoria 30-39 de ani, 2 la categoria 40-49 de ani, 4 la categoria 50-59 de ani, 17 decese la cei între 60 și 69 de ani, 12 decese la categoria 70-79 de ani și 12 decese la persoane de peste 80 de ani. Toate cele 48 de decese înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.771, dintre care 431 în județul Brașov. La ATI sunt internați 436 dintre pacienți.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 1.268.899 de teste. Dintre acestea, 20.581 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 13.033 în baza definiției de caz și a protocolului medical, iar 7.548 la cerere. 243 dintre cele 5.322 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus, aflate în izolare la domiciliu, sunt în județul Brașov. În țară, 4.561 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 18.863 de persoane se află în carantină la domiciliu, dintre care 593 în județul nostru. În carantină instituționalizată sunt 177 de persoane. Ca urmare a încălcării prevederilor legii 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat în ultimele ore 1.303 sancțiuni contravenționale în valoare de 254.200 de lei. Luni au fost constatate și două infracțiuni pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de codul penal. Nu uitați, există linia Telverde 0800 800 165, la care pot fi sesizate încălcări ale normelor de protecție sanitară. O vizită la orele amiezii prin centrul istoric demonstrează că cei mai mulți brașoveni și turiști respectă decizia purtării măștilor de protecție pe strada Republicii și în piața Sfatului. Situația este similară și în alte locuri aglomerate din oraș unde acest lucru a devenit obligatoriu. Există însă destui care nu țin cont de această obligativitate, mai ales că în zona centrului istoric sunt numeroase tentații, care îi determină pe unii să-și dea masca jos. Mulți dintre cei care trec prin aceste locuri au în mână fie o înghețată, fie o cafea, un suc sau o gustare. Există însă și persoane care nu au nicio scuză pentru că nu poartă mască, dar lipsa sancțiunilor din decizia Comitetului Județean pentru Situații de Urgență face să nu se poată lua măsuri împotriva lor, iar bunul simț și conștiinciozitatea le lipsește din păcate multora. Nici la mesele de pe terasele de pe strada Republicii lucrurile nu sunt diferite, chiar dacă la ora prânzului nu era foarte multă lume. Sunt și localuri unde distanța dintre mese este destul de mică. Este adevărat că de obicei clienții care stau aproape unul de altul sunt spate în spate, însă regulile sunt clare și ar trebui respectate cu atât mai mult cu cât numărul noilor îmbolnăviri de COVID-19 se menține ridicat. Vă amintim, este în vigoare hotărârea numărul 18 din 29 iulie a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brașov, ce instituie noi măsuri de limitare a răspândirii infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul spațiilor și activităților unde există un risc crescut de infectare. Este obligatorie purtarea măștii de protecție pentru toate persoanele prezente în piețele agroalimentare închise sau deschise, precum și în spațiile de tipul târgurilor și bâlciurilor de pe teritoriul județului Brașov. De asemenea, se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție la toate evenimentele de orice natură, unde sunt create condiții de aglomerare de persoane pe raza județului Brașov, desfășurate atât în interior cât și în exterior, precum și pe toate arterele pietonale intens frecventate și în alte zone aglomerate. Și astăzi, prefectul județului Brașov a făcut din nou apel la cetățeni să dea dovadă de responsabilitate, să respecte cu rigurozitate normele de conduită sanitară și distanțare interpersonală, precum și reglementările în vigoare impuse în vederea prevenirii și limitării extinderii infecțiilor cu noul coronavirus. Rezultatele examenului de titularizare plasează județul Brașov pe locul 3, după Cluj și Dolj. Chiar dacă rata de promovabilitate este de 64,16%, trebuie să menționăm că sunt profesori în județul nostru, 11 la număr, care au obținut nota 10. Ministerul Educației și Cercetării a publicat pe site-ul titularizare.edu.ro rezultatele obținute de cadrele didactice, care au susținut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar, sesiunea 2020, înainte de înregistrarea contestației. Procentul notelor peste 7 obținute de candidații din județul Brașov care au susținut proba scrisă este de 64,16%, superior în raport cu procentele consemnate în ultimii 3 ani. Din totalul de 905 candidați înscriși la concurs, 11 au obținut nota 10, iar 484 au obținut note între 7 și 9,99.
De menționat este faptul că județul nostru, cu procentul de promovare de 64,16%, se află pe locul al treilea la nivel național, după Cluj și Dolj. Contestațiile pot fi depuse la sediul Inspectoratului Școlar Județean Brașov sau transmise prin mijloace electronice în zilele de 4 august până la ora 21, respectiv 5 august până la ora 12. Rezultatele finale vor fi afișate în data de 11 august. Pentru angajarea pe durată nedeterminată, adică titularizare, candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7, iar pentru angajarea pe durată determinată, suplinire, minimum nota 5. Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe durată nedeterminată, în ordine descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se va face în ședințe publice sau online, organizate de către Inspectoratul Școlar Județean Brașov în perioada 12-14 august. De luna viitoare, mountain bikerii vor putea coborî din Postăvaru în Brașov. Lucrările la primul traseu de mountain bike din Postăvaru din cadrul proiectului derulat de Asociația Club Sportiv NH Bike și Primăria Brașov au avansat vizibil. Se amenajează trei trasee în masivul Postăvaru, între liziera pădurii și instalațiile de producere a zăpezii artificiale. Reprezentanții firmei care execută lucrările spun că în maxim o lună acest segment de traseu va fi conectat cu traseul de pe drumul Crucur, astfel că practicanții de mountain bike vor putea coborî cu bicicletele din Postăvaru până în oraș. Lucrurile sunt destul de avansate, după cum vedeți. Avem aici o echipă de meseriași buni care lucrează aici în fiecare zi. Este prima etapă, urmează o al doua etapă pe care o vom derula tot la fel și este în procedură de achiziție, de licitație în momentul de față. Sperăm să depășim această etapă poate, ce știu, în maxim 2-3 săptămâni, o lună de zile și să avem și a doua etapă derulată, respectiv de achiziția privind de execuția celui de-al doilea traseu. Inițiatorul acestui proiect, Bogdan Micu, președintele NH Bike, spune că traseul va fi deschis publicului în maximum o lună. Vestea bună este că o să putem să-i dăm drumul în maxim o lună, pentru că îl linkuim, îl legăm cu traseul de pe Crucuri și astfel încât bikerii vor putea să coboare până în oraș și se vor bucura de această primă parte. În rest, lucrăm la trasele pe care noi le construim pe asociație și așteptăm cu nerăbdare ca primăria să înceapă proiectul lor, care este desigur mai mare, mai bine finanțat decât eforturile noastre. Dar sunt convins că odată ce ambele proiecte vor fi gata și 20 de kilometri de trasee vor fi pe acest munte, deja vom fi nu numai din România printre cele mai interesante zone de bike, dar chiar și din Europa de Est. Și eu cred că muntele ăsta va fi și va deveni cel mai mare centru de bike din Europa de Est în câțiva ani. Firma care lucrează este specializată în realizarea de trasee de mountain bike. Terenul este foarte greu, este abrupt, sunt foarte multe pietre, bolovani, e destul de greu să lucrăm, dar o să reușim să facem treaba asta. Traseele sunt extrem de asemănătoare unei poteci turistice de drumeție, cum sunt cele existente în masivul Postăvaru, cu singura diferență că este permis doar accesul cicliștilor. Încă din acest an, iubitorii de mișcare, de bicicletă și de trasee de mountain bike vor putea să utilizeze acest prim traseu. Cei care caută răcoarea pădurii în zilele calde de vară au parte de o surpriză urcând la pietrele lui Solomon pe drumul spre platoul Junilor Albiori, tineri și bătrâni, o troiță aproape de stâncă. Obișnuiții locului o știu pentru că a fost ridicată din primăvara anului trecut, dar foarte puțini sunt cei care i-au aflat istoria. Troița Înălțării Domnului a fost sfințită chiar în ziua sărbătorii al cărei hram îl poartă, în 15 septembrie. A fost un eveniment cu totul special organizat de Junii Bătrâni și Albiori, la care a fost invitată puțină lume alături de preoții bisericilor din Șchei și de primarul Brașovului. Troița sculptată în lemn și decorată cu icoane pictate pe sticlă este creația copiilor de la parohia Carpați Brașov, în tabere de vară, sub îndrumarea lui Sorin și a Nicoletei Suciu. O troiță sculptată în lemn masiv de stejar, pe o față este un model de
de icoană înălțarea Domnului, la bază Adam și Eva la pomul raiului, apoi trupul Mântuitorului în poziție de înălțare, interesant, nu în poziție de răstignire, ci în poziție de înălțare, cu mâinile ușor ridicate, având la umeri soarele și luna. Icoanele pictate, încastrate în lemn, reprezintă 5 momente importante din viața bisericii. Sunt inspirate de modele de icoane pe sticlă din Transilvania. Reproduc istoria mântuirii neamului, de la Adam și Eva la bază. Icoanele sunt făcute pe sticlă și sunt încastrate în lemnul Troiței. Prima icoană Adam și Eva, apoi nașterea Domnului, apoi botezul Domnului, răstignirea, învierea, înălțarea Domnului și pogorârea Duhului Sfânt. Modelul original al Troiței datează din prima parte a secolului al XIX-lea, din Sighetul Marmației. Crucea originală sculptată era din piatră. O parte din teologia Troiței se poate înțelege citind scrierile Sfântului Maxim Mărturisitorul, o sculptură încărcată de semnificație și o moștenire lăsată peste generații. Pentru noi, ca și îndrumători, ca și formatori în domeniul artei populare românești, dar nu numai în domeniul artei populare românești, ci la modul general, în domeniul culturii. Pentru noi este important ca formatori să oferim, să găsim în primul rând și apoi să oferim celor din jurul nostru, tinerilor, copiilor, să oferim aceste modele complete. Mai bine de 20 de copii de diferite vârste au lucrat împreună la Troiță. În total sunt 6 astfel de replici, dintre care una în Düsseldorf și una la Sâmbăta de Sus.